Mr. thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty, Moldova. Deși este pandemia, atât țara dumneavoastră, Lituania, cât și Moldova vor organiza anul acesta alegeri. Ce variante sunt și cum vor influența acestea procesul democratic și decizia cetățenilor? Noi vom organiza alegeri parlamentare la mijlocul lui octombrie. Impresia și speranța generală este că până atunci va scădea numărul de infectări și vom fi către finalul pandemiei. Oricum, țările baltice și mai ales Lituania au ținut în fru pandemia, fiind unul dintre cele mai bune exemple de bună practică din acest punct de vedere, la nivel global. Oamenii sunt optimiști că nu vor fi obstacole mari, dar în orice caz noi pregătim în Parlament un așa-numit plan B, în caz că sunt probleme cu pandemia, să avem soluții. Una dintre acestea este prelungirea perioadei de votare cu două până la patru zile. Domnului. On the and we in the we are votul la distanță nu este aprobat de Parlament în Lituania și, în general, lumea nu are încredere în acest tip de vot. Tehnic, votul la distanță este posibil în Lituania, dar oamenii pur și simplu nu au încredere. Dar asta este situația în ceea ce îi privește pe cetățeni. Pandemia îi împiedică pe politicieni să desfășoare campanii electorale, pe de altă parte. Să prezinte public programul, să facă pregătirile uzuale. Programul alegerilor ar trebui să fie aprobat în congresele partidelor, dar nu a fost posibil să organizăm congrese cu 2000 de oameni și partidele trebuie să se pregătească de alegeri așadar. Ca atare, în aceste condiții organizăm multe conferințe și întâlniri online. Practic, politica s-a mutat în online, pe Zoom și funcționează într-o oarecare măsură. Desigur, există posibilitatea să avem o situație periculoasă în toamnă și să nu fie posibil să votăm. Există câteva scenarii. Unul este cel polonez, când alegerile nu au fost anulate, dar pentru că oamenii nu au putut vota, alegerile au fost amânate. În ceea ce privește Moldova, urmăresc evoluția lucrurilor de acolo și cred că se dorește organizarea alegerilor. Situația pe care o înrăutățire a pandemiei o poate aduce poate fi periculoasă atât pentru politicieni cât și pentru votanți. Poate că vor fi unii care vor spune că nu este nimic rău una alegerile dacă situația este foarte dificilă. Dar pentru moment nu cred că este cazul să ne gândim la această variantă. To be prepared. So, we are generally preparing in a little bit different way. There are many, many, many web conferences, many web meetings, for example. I'm um, contacting my friends in all the country with, with Zoom platform, and many of them. So this is somehow somehow will work. But of course, there's uh, there's also the possibility if we will have the very dangerous situation in autumn. But we can say what uh, what it's impossible to vote, and pr and probably there are few um, a few predictions. One is so-called Polish. A scenario when elections were formally not denounced, but it, 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 it's the thing, but people cannot vote, so elections can be postponed. Of course, now now today nobody wants to be that person who will say publicly that we need to postpone elections. Pandemia pare să scoate la iveală un nou tip de politică, politică făcută pe internet. mitinguri și întâlniri cu alegătorii pe internet, congrese pe internet, alegeri la distanță. Ce se schimbă pentru cetățeni? Ce se schimbă pentru politicieni? Rezultatele vor fi aceleași? Clar nu este același lucru, dar nici nu este atât de neobișnuit. În ultimii 30 de ani, alegerile în unele țări s-au făcut după mitinguri în stradă. Acum avem alegeri pe Facebook. Este o situație nouă, nu rea sau bună, dar diferită. Oamenii sunt deștept și se vor adapta. On TV screen later it became an election, Facebook election now. So now now we have the really the new situation. This is interesting. I cannot say it's bad or it's worse or, or better, but it's a different situation. Of course people people are clever, so they are trying somehow to to uh, adjust to that situation pentru Moldova ar putea exista câteva scenarii de la mișorarea timpului de votare, pentru limitarea timpului de contact în comunitate și distanțare socială, la amânarea alegerilor. Care credeți că ar fi cea mai bună? Cea mai bună variantă nu va fi alegerea noastră, ci a virusului. Sper ca pandemia să nu câștige în detrimentul democrației. Noi, în Lituania, am ales să salvăm vieți omenești, nu economia. Cât privește alegerile, sunt convinsă că oamenii se vor adapta la situația care va fi impusă de pandemie. It's, it's, it would be very bad to say that, uh, pandemic is winning uh, towards democracy, but also We have to, to, to be very clear the, the, the price of life, the price of health is very high. So yeah. you know, and we will see generally people are adjusting, adopting themselves uh, quite successfully.